Iubiți prietenei școlii prieteniei cu Dumnezeu. Vă mărturisesc că pe măsură ce am explorat împreună aceste lucruri cuvântului sfânt cu privire la prietenia lui Dumnezeu și am avut harul acesta de a fi călăuzis de Duhul lui Dumnezeu în cercetarea aceasta. Pe măsură ce am continuat lucrarea aceasta, sufletul meu a fost atins de această adâncă prietenia lui Dumnezeu. Nu cred că există sub ceruri un fel de, iertați-mă că folosesc cuvânt, de obligație mai adâncă decât aceea pe care ți-o creează Prietenia. Nu, 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 poți să, nu poți să faci lucrul acesta. Nu poți să rănești inima unui prieten adevărat. Nu, nu se poate face lucrul acesta. Dar, astăzi, prin harul bunului Dumnezeu, partea a doua, la botezul, botezul cugetului, partea a doua, se numește prezentarea noastră. Vom urmări relația dintre botez și. Cuget. Dintre botez, botezul cugetului și păstrarea credinței. Am învățat că botezul se referă nu la trup, ci se referă la cuget, la mărturia conștiinței tale. Este botezul conștiinței. Și am învățat că acest cuget al nostru, care nu este curat la niciunul, niciunul măcar din toți cei ce locuiesc pe pământul nostru, este curățit prin jertfa Domnului nostru Isus Hristos. Aceasta este singura cale. Cum se păstrează acum credința aceasta căpătată? Am căpătat credința în mărturia cugetului. Cum se păstrează? Să păstrăm 1 Timotei 1 cu 19, să păstrez credința și un cuget curat. Aceste două lucruri să le păstrezi, pe care unii l-au pierdut și au căzut de la credință. Ai, au, au căzut de la credință, cu tare. Înainte de a cădea de la credință sau de a întoarce spatele lui Dumnezeu, înainte de a ne întoarce în lumea păcatului într-o stare de șapte ori mai rea decât cea dinainte, înainte să se întâmple căderea aceasta, a avut loc căderea în cugetul nostru. Ei au căzut în inimile lor, au căzut în cugetul lor. Acest lucru este de extremă importanță. Suntem așa de atenți asupra manierelor și lucrurilor din afara noastră și pierdem din vedere ceea ce este capital, total important, și anume care este starea cugetului nostru. Înainte ca un om să cadă de la credință, înainte ca un om să se întoarcă în lumea păcatului cu mult mai rău decât înainte, a avut loc căderea în cugetul lui. Credința nu poate fi păstrată decât, așa cum scrie Pavel în același 1 Timotei capitolul 3, să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Ați observat că sunt produse care necesită extraordinare procese de filtrare, de, 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 de lucrare, parfumuri sau esențe sau chimicale sau fel de fel de lucruri și pe cât de importantă este substanța, pe atât de important este vasul în care este ținută. Dacă pui acid, spre exemplu, care are rolul lui în industrie, dacă îl pui în vase care sunt corodabile, se, se corodează, se distrug, atunci va fi o catastrofă, va fi o nenorocire. Vei căuta vasul potrivit pentru substanța potrivită. Vasul în care se păstrează credința se numește cuget curat. Indiferent în ce altceva am încercat noi să păstrăm credința noastră, să zicem, când ești într-o societate, te, te silești să te, te comporți în armonie cu normele Etice și la nivelul societății respective, când ești în familie la fel, când e cineva de față la fel. Deci este clar, păstrezi o anume atitudine în funcție de ceea ce este exterior. Când este vorba de credință, însă ea nu se poate păstra decât într-un cuget curat. Nu în maniere de un fel sau altul pe care le adaptăm situației. Ci în adâncul sufletului nostru, știind cine ne suntem. Cine, care ne este viața, care ne, ne sunt gândurile noastre. Credința se păstrează într-un cuget curat. Vrei, dar să nu pierzi credința, păstrează cugetul curat. Înainte ca o persoană să piardă credința, a pierdut acest cuget curat, cum scrie Scriptura, și a căzut de la credință mintea și cugetul nostru în stare naturale, cum scrie în titulul 1 cu 15, sunt, sunt mintea și cugetul sunt spurcate, sunt pătate întinate, născut în păcat, nu este niciunul, niciunul măcar. Ce se poate face în această situație? Pentru că nu există un medicament undeva, o școală pentru care să curețe cugetul nostru. Atunci avem în Evrei, capitolul 9, versetul 14, remediul. Este nemai auzit posibil. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși și jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Singura cale pe care cugetul nostru poate fi curățat de faptele moarte, de amintirea păcatului nostru care afectează ființa noastră negativ, de apăsarea, de vinovăția care ne însoțește până la mormânt și uneori ne cocoșează și fizic, datorită putării ei de-a lungul drumului, sângele Domnului nostru Isus Hristos. Eliberează cugetul nostru de aceste efecte devastatoare, destructive pe care le are trecutul nostru, faptele moarte, sau de înclinațiile pe care le avem, de faptele pe care am fi gata să le comitem cărora ne opunem cu greu, văd în mine alte lege, încerc să mă opun, nu pot, este, este o situație, mă bat cu un vrăjmaș de felul acesta. Și atunci vine David spunând, Doamne, luptă-te Tu cu aceia care se luptă cu mine, nu cu cei din exterior, ci cu cei care se luptă din lăuntru cu mine, cu înclinațiile mele, cu pornirile mele, cu atracțiile mele fiecare când este ispitit, să nu spună sunt ispitit de Dumnezeu sau de... Nu, este atras de pofta lui însuși. Aici este locul în care noi chemăm pe Dumnezeu să lupte cu dușmanul care se luptă cu noi. Sângele lui Isus vă va curăți cugetul vostru ca să puteți să veniți înaintea lui Dumnezeu cu inimile stropite și curățate de un cuget rău. Acesta este este lucru care, pe care puterea sângelui Domnului Isus Hristos manifestată în noi. Atunci când ești, cum spune Petru, când îți este bărfită purtarea ta cea bună Hristos, chiar și asta, cu păi, atât mai mult. Dacă satana nu te poate împiedica să ai o purtare bună în Hristos, 1 Petru 3 cu 16, dacă nu te poate împiedica să ai o purtare bună în Hristos, atunci el va bărfi purtarea aceasta bună în Hristos. Ha, oh, credeți că e adevărat, credeți că e așa, vedeți-vă de treabă, să vedeți ce am auzit eu, ce știu eu și așa mai departe, cuvinte de felul acesta. Atenție! În aceste împrejurări, având un cuget curat, sunt imunizat, sunt păzit, împotriva nimicirii, distrugerii păcii pe care o dă legătura cu Dumnezeu și purtarea bună în Hristos, spune Scriptura. Având cugetul curat, un om supraviețuiește fără probleme acestui fel de atac și vede cu ochii lui cum cel care a bârfit purtarea lui bună în Hristos cumva rămâne de rușine în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Nu este de așteptat ca acela care rămâne de rușine să vină să mărturisească rușinea lui sau a ei, dar lucrul acesta se întâmplă când vreunul se întoarce la Dumnezeu. Deodată el mărturisește lucrul acesta. Și o altă dată spune Pavel, credeam că e bine să fac un lucru sau altul, dar acum îmi dau seama că există o altă cale a lui Dumnezeu. Calea de a elibera cugetul nostru, nu este de al alvopsi în culori atractive sau acceptabile. Nu este de a năduși, de a năbuși mărturia conștiinței noastre, nici măcar de a distruge sau a, a avea cugetul ars cu fierul roșu, a pierdut simțirea, a pierdut simțul, nu mai deosebește între bine și rău. Nu, aceasta nu rezolvă problema. Agravează teribil problema. Distrugerea cugetului nostru, nu numai că nu rezolvă problema păcatului pe care au încercat să o nege înțelepții veacului acestuia, nu e niciun fel de păcat, nu e niciun fel de problemă, nimic bun, nimic rău în Universul nostru, toate sunt așa cum sunt, nu se schimbă și aceasta era vorba celor care spun, toate rămân așa cum au fost de la întemeierea lumii, zice, în adins se fac, pentru că ei au. Uh, ei au o altă agendă încearcă să rezolve problema apăsării cugetului lor. Dar omul este prea mândru ca să apeleze la ajutorul lui Dumnezeu. Doamne, curățăm conștiința mea. Uh, nu, nu, conștiința nu va fi spălată. Dumnezeu nu spală creier, în niciun caz. Dumnezeu îndepărtează vinovăția destructivă. Când un om se simte vinovat în mod des, îl omoară, îl distruge, în întristarea, cum făcea. Pavel apel la biserica, atenție, să nu fie doborât, distrus de întristarea aceasta. Întristarea aceasta este poate fi după voia lui Dumnezeu, mărturia cugetului, sau uh, poate fi împotriva voiei lui Dumnezeu. De unde știu diferența? Pe, după roade. Dacă o întristare l-a doborât, l-a distrus pe un om, eu i-am întristat sufletul până când l-am distrus, aceasta se numește asasinat. Aceasta este o crimă comisă împotriva cugetului, unei persoane. Dacă întristarea care a venit peste mine și poate cineva m-a mostrat sau m-a întristat, aceasta a produs pocăință în mine, întoarcere la Dumnezeu, dorință de bine. Este clar că este o întristare după voia lui Dumnezeu, este o pocăință după voia lui Dumnezeu, de care, spune Biblia, nu ne vom pocăi niciodată, adică nu ne va pare rău de acest fel de întristare. Dar cugetul nostru este acela în care se manifestă prezența și puterea Duhului Sfânt. Ține totdeauna seama de glasul cugetului tău și adul în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna. Când cugetul te mustră, el te cheamă să te ridici, nu te îmbrâncește în prăpastie. El te mustră ca să-ți ridice ochii spre Dumnezeu și să-ți arate ce fel de om ar trebui să fii tu. Când vezi pe altcineva care în același lucru sau loc în care ai căzut tu sau n-ai reușit tu și persoana aceea a reușit, Duhul lui Dumnezeu te trezește și spune, uite, poți să fii asemenea acestui om, poți să faci acest lucru. Te îndemn, urmați pilda lor, spune Sfânta Scriptură. Aceasta este adevărata mărturie a cugetului. Mărturia cugetului Judas, spre exemplu, s-a sinucis, s-a spânzurat pe baza mărturiei cugetului lui. Și cei care se sinucid în generația noastră și lucrul acesta este un cumplit flagel. Aceștia care trec pe aici, oamenii aceștia o fac pe baza mărturiei cugetului lor. Dar nu este un cuget luminat de Duhul Sfânt, este un cuget întunecat de diavol. Și faptul că acest cuget al lor, întunecat de diavol, le spune că nu mai există nicio rezolvare, nicio ieșire, că s-a comis păcat, păcatul fără iertare, că, care în paranteză înseamnă Dumnezeu nu mai are putere, Dumnezeu e neputincios să te ierte. Această mărturie a cugetului care duce pe om la a-și curma zilele și viața, este a unui cuget luminat de Duhul Sfânt. Nu este a unui cuget care a fost adus înaintea lui Dumnezeu. Doamne, uite ce cuget în inima mea, uite ce simt, uite ce gândesc, uite, uite ce se manifestă la lăuntrul meu, uite cum văd lucrurile. Aceasta înseamnă să aduci mărturia cugetului tău înaintea mărturiei Duhului Sfânt, fiindcă aduc amintea. Iarăși, despre lucrul acesta, mărturia cugetului nostru nu este și nu înseamnă mărturia lui Dumnezeu, ci e mărturia cugetului nostru. Cugetul dat omului fie îl învinovățește, fie îl dezvinovățește, într-un fel sau altul, dar indiferent ce ar face, referire la capitolul 1 din epistola către Romani, dar indiferent ce ar face dacă ar învinovăți sau dezvinovăți. Cugetul nostru trebuie luat captiv și adus rob ascultării de Hristos. Atunci când cugetul nostru tinde să o ia pe cale contrară cuvântului lui Dumnezeu, atunci noi suntem în, în postura de a alege voia lui Dumnezeu peste cugetul nostru. Aceasta spune, de fapt, Ioan, când zice Dumnezeu e mai mare decât inima noastră. Sau Pavel, care spune, nici eu nu mă mai judec singur cel ce mă judecă este Dumnezeu, adică supun mărturia cugetului meu lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă cu adevărat întoarcere la Dumnezeu și la aceasta să ne ajute El. Tată, îți mulțumim mult pentru darul cugetului luminat de Duhul Sfânt. Ține lumina aceasta aprinsă totdeauna spre slava și mărirea numelui tău. Amin.